Suntem la 19 ediția a Zilor Comunii Dobărceni, o vreme frumoasă, invitați frumoși, artiști din Republica Moldova, majoritatea, echipe la fotbal, am avut 4 echipe, la tenis de masă, la volei. În seara asta încheiem cu un foc de artificii cel mai tare din județ, cel mai tare din județ, asta e clar treaba, deci nici nu mă gândesc cu care o să vii să-l vadă, o să vadă că e frumos. Și mulțumim lui Dumnezeu că suntem sănătoși și putem să mai demarăm în continuare treburile astea. O urare pentru cei din comuna noastră, pentru locuitorii. Și să-l doresc mult sănătate, venim cu niște proiecte, venim cu asfaltare, venim cu canalizare, venim cu grădiniță nouă, modernizăm baza sportivă, că avem și echipă în Liga 5, aș vrea să-i ducem într-a 4-a, și restul mărunțâșuri de astea care trebuie să dize făcute. Vă spun bine, v-am găsit astăzi, vin de fiecare dată cu mare drag la dumneavoastră aici, mai ales când văd că de la an la an tot ceea ce a întreprins domnul primar până acum se și materializează în lucrările pe care dumneavoastră cu toții le-ați văzut, începând de la lucrări de infrastructură, asfalt, apă, canal, grădiniță, bază sportivă și așa mai departe. O să-l las pe domnul primar, domnul deputat, să vă spună eventual mai multe. Eu vă felicit din nou cu această ocazie și vă rog să fiți alături de domnul primar, să fiți alături de Consiliul Local, astfel încât se poate duce la îndeplinire și pe viitor tot ceea ce își propune. Întotdeauna mă simt minunat aici alături de prieteni dragi. Sper să fie o zi minunată pentru toți oamenii din Dobărceni. Le doresc tuturor multă sănătate și să aibă încredere în noi că vom duce proiectele Comunei Dobărceni acolo unde trebuie, adică la finalizare. Drumuri, grădiniță, canalizare. Eu mă voi implica total și asigur pe toți de tot sprijinul meu. Felicitări domnului primar și întregii echipe a Consiliului Local pentru tot ceea ce fac pentru binele comunității din Dobărceni. Iată-ne din nou aici la Dobărceni, pentru că sunt zilele comune Dobărceni. Istoria ne va da dreptate, pentru că va veni momentul când o să ne socotim ce înseamnă zilele comune Dobărceni. Zilele comune Dobărceni vor însemna și prezența lui Victor Ila aici. De ce spun asta? Pentru că este al 4-lea an consecutiv, dragi prieteni, de când sunt prezent aici, în această comună minunată. Am început să iubesc această comună, iar oamenii mă îndrăgesc, așa cum se poate observa.
Eu am venit ca de obicei în calitatea mea de MC, prezentator și cântăreț. Aduc și un mesaj foarte frumos din partea colegii mei de la grupul VO, care și ei vor să vină într-o bună zi aici să vadă această minunată comună. Într-o zi se va întâmpla. Ieri a început cu un spectacol minunat cu artiști locali. N-am distras de minune, au venit și din partea Moldovei de peste Prut, de o cântărețe de mare valoare, iar seara s-a încheiat cu discotecă pentru tinerii care au reușit să stea aici pe scenă în aer liber până la ora 1. Mesajul meu pentru dumneavoastră, dragi prieteni, dragi cetățeni, până îmi iau eu pământul aici, pot să vă spun următorul lucru. Iubiți-vă comună, pentru că voi sunteți niște oameni norocoși. Aveți o comună așa de frumoasă, așa de binecuvântată de Dumnezeu, încât nici nu vă dați seama pe ce bijuterie stați aici. A trebuit să știți să apreciați, pentru că mulți, mulți, foarte mulți, că eu am, credeți-mă, am colindat peste tot, toată România, dar mai rar ca în comuna asta, unde au dat. Uite unde suntem noi. Un parc extraordinar. Nu există nicăieri în România un parc așa lipit de o comună, de o primărie. Așa că trebuie să profitați. Eu vă spun să aveți grijă de dumneavoastră, să aveți grijă de idilii, oamenii, gospodarii comune care au grijă de voi, care fac în așa natură încât să facă viața dumneavoastră cât se poate de frumoasă, de ușoare, cu mai puține probleme, uite, cu asfaltări, cu infrastructură, asta depinde numai de dumneavoastră. Pentru dumneavoastră pot să vă spun un singur lucru. Eu sunt mândru de voi și vă iubesc foarte mult și la anul cu aceeași plăcere să ne mai vedem. Vă pup!